Ce ai zice dacă ți-ar zice cineva, tu ești numai un copil? Te supăra, așa? Orice adolescent de pe la 12 ani vrea să fie mare. Am la clasa pregătitoare câțiva copii, vreo 50. Și zice, eu nu sunt mic, sunt mare. Are numai 6 ani, abia a intrat în școală, el e mare. Toți oamenii vor să fie mari. Este unul care zice, eu nu știu să vorbesc. Tu știi? Căci sunt un copil. Și Dumnezeu îi zice, nu zice, sunt un copil. Mesajul pe care l-am primit de acesta. Ce face cu tine Dumnezeu când ești doar un copil? Când nu prea mai important ce cifră de afaceri are tata. Nu copilul tata, un copil. Este o cântare care zice, sunt un copil sărman, uitat de lume. Dumnezeu mi-a zis că sunt mulți printre voi care au un complex adânc de inferioritate și își zic, eu sunt doar un număr. Sunt doar o persoană așa necunoscută, nu mă bagă nimeni seamă real. Tata, mama, nu sunt importanți, bani nu prea am, n-am perspective, nu știu sigur ce să urmez în viața mea. Sunt doar un copil. Am să spun în această seară că pe acest copil, indiferent dacă ești băiat sau fată, îl cunoaște Dumnezeu. Dumnezeu știe adâncul din inima ta, durerile tale. De când iau mărturisiri, mă duc uneori acasă și mă așez în mașină înainte să cobor din mașină și zic, Doamne, cum poate exista așa ceva în lumea asta? Cum pot fi atâtea traume? În spatele unui zâmbet impunător, este oameni care plâng ore în șir noaptea. Doar un copil. Însă nu uita cumva vreodată că pe copilul ăsta îl cunoaște cel mai important din univers. Ascultați ce zice Biblia, mai înainte să te fi întocmit. Tu nu ai apărut în ființă, tu nu ai fost conceput în pântecele mamei tale la întâmplare. Am avut o intervenție supranaturală, a zis Dumnezeu. Pentru tine mi-am pus în mișcare lucrările mele și eu, Domnul. Eu, Domnul, te-am întocmit în pântecele mamei tale. Mai înainte ca să ieși din pântecele mamei tale, eu am făcut ceva special pentru tine. Uitați-vă, un copil cunoscut de Dumnezeu. Pe care dintre voi vă cunoaște domnul Trump? Domnul Biden? Oricum cam uită. Domnul Iohannis? Ce mai important om din lumea ta în care crezi tu foarte mult? Te știe? Te cunoaște? Nu că știi că existi pe planetă un număr, un CNP, un cod numere personal. Nu, ci că existi și că te-a cunoscut și că te-a salutat măcar o dată, dar nu în campanie electorală, că n-a avut interes. Dumnezeu te cunoaște. Ar vrea să-i spui lui Dumnezeu în această seară, Doamne, îți mulțumesc că Tu mă cunoști. Îți mulțumesc atunci când nu mă mai cunosc oamenii și când nu mă mai recunosc oamenii. Când oamenii se duc de lângă mine și vor să mă ocolească, pentru că nu suportă să-mi transmit un mesaj că e prea adâncă drama din viața mea. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu mă cunoști. Aș vrea să crezi în această seară că Dumnezeu care te cunoaște nu știe doar problemele tale, știe și soluțiile pentru problemele tale. Este singurul care poate rezolva orice problemă. Aici există persoane care au probleme spirituale, mi-a zis Duhul Sfânt. Și rog pe Duhul Sfânt să intre în cercetarea acestui inimi. Duhul Sfânt care cunoaște orice inimă, atinge orice suflet, eliberează orice stare. Ți-ai strâns puterile să ajungi. Sunt aici câteva persoane care au venit foarte greu la întâlnire în seara asta. N-au vrut să vină și au pus ceasul să sune și au zis, dacă voi ajunge cumva, dacă Dumnezeu mă bagă în seamă, da, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te cunoaște, Dumnezeu știe detaliile din viața ta, Dumnezeu știe emoțiile tale, Dumnezeu știe poverile tale. Când tu transmiți mesaje legate de care n-ai vrea să te audă nimeni, Ezechiel la un moment dat zice Biblia, când i-a spus foarte clar omului Dumnezeu Isaia,
puneți casa în odeală pentru că vei muri și nu vei mai trăi. S-a întors cu fața spre perete și a zis, Doamne, Tu mă cunoști. Adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu frică de numele Tău, că am stat dependent de Tine, că m-a interesat umblarea cu Tine și sfințenia față de numele Tău. Și zice Biblia, și-a vărsat multe lacrimi. Și ce zice Biblia acolo? Dumnezeu l-a auzit și Dumnezeu i-a văzut lacrimile. Și s-a întors prin profetul lui Isaia și a zis, Domnul care m-a trimis să spun că mori, m-a retrimis să spun că vei trăi, că nu vei muri, că îți lungesc zilele anilor tăi cu 15 ani, pentru că cineva dincolo de stele te cunoaște. Aliluia Domnului Iisus Hristos! Aliluia Domnului Iisus Hristos! Spune-i din toată inima Domnului, Doamne, îți mulțumesc că mă cunoști. Tu știi detaliile problemelor mele, Tu știi detaliile binecuvântărilor din casa mea, Tu știi totul despre mine. Ascultați ce zice Biblia, când ești doar un copil și te simți nesemnat, nebăgat în seamă, când ai senzația că nimănui nu-i pasă de sufletul tău, zice Biblia, înainte să fie ieșit din pântecele mamei tale, când n-ai apucat să rostești nici măcar un scâncet, înainte de primul plâns al vieții tale, ascultă-mă, am făcut ceva special pentru tine, eu te pusesem deoparte, te-am selectat și te-am făcut proroc al neamurilor, pentru că Dumnezeu cu un copil vrea să facă o chemare specială. Vei merge la împărați, la regi, la dinastii, la oameni suspuși și vei transmite cuvintele mele. De ce? Dumnezeul pe care ți-l transmit în seara asta din carte este Dumnezeul cel atotputernic. Este Dumnezeul cel atotputernic. E cineva aici care crede că Domnul e prezent în locul acesta să facă un semn. Aleluia Domnului Iisus Hristos. E prezent pentru viața ta, pentru falimentul tău, pentru insuccesul tău, pentru poverile tale, pentru problemele tale din vara aceasta care s-au derulat una după cealaltă și n-ai spus nimănui problema ta. Există aici cineva care te cunoaște. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Există cineva care atunci când te cunoaște te pătrunde pe interior și vrea să-ți rezolve problemele tale. El te cheamă chiar dacă nu meriți. A zis, sunt un copil, nu meriți. Ce chemare să-i faci unui copil? Nu trebuie să trimiți un copil. Te faci de minune cu un copil când merge pe stradă să vorbească cuvântul Domnului. Nici o problemă. Cu un copil Dumnezeu face minuni extraordinare. Printr-un copil Dumnezeu salvează vieți. Dumnezeu mântuiește suflete. Dumnezeu eliberează oameni din flăcările iadului. Ascultați ce spune Biblia. Ah, Doamne Dumnezeule, a zis el, eu sunt doar un copil. Și Dumnezeu a zis, nu te teme, că eu sunt cu tine, versetul 8, ca să te scap. O să vină bariere în viața ta, o să vină probleme în viața ta, dar nu uita, eu sunt cu tine. Doar un copil, dar condus de cel mai important din univers. Aș vrea să stai cu ochii închiși. Domnul e prezent în locul acesta. Duhul Sfânt mi-a zis că sunt suflete care în seara aceasta trebuie să-și predea viața Mântuitorului. Care au pe spatele lor, pe sufletul lor, pe interiorul lor probleme spirituale. Poate problemele tale nu le cunoaște nimeni decât un anturaj foarte apropiat ție. Niște persoane care le consideră foarte de încredere, dar nu sunt de încredere. Singurul care este cel mai de încredere este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Liberatorul și-a întins mâinile la calvar pentru tine, picătură după picătură de sânge s-a scurs pentru iertarea ta, pentru eliberarea ta, indiferent care ar fi trauma vieții tale, indiferent care ar fi complexul tău de inferioritate, indiferent câte probleme ai în această seară, este aici Domnul Iisus Hristos. Ebrit cantara managoveladis. Simt prezența Domnului cum trece printre bănci, simt Duhul Sfânt cum este prezent în locul acesta și chiar dacă nu-L simți, închideți ochii și spune, Doamne, pentru că existi în locul acesta, fă-mi și mi-o atingere. Vindecă și boala mea. Eliberează-mă și pe mine, Doamne. Mustră duhurile din viața mea. În numele lui Iisus Hristos, orice duh să cadă în leșin înaintea Domnului. Aici, la Betania, este prezent Duhul lui Dumnezeu. Rușinea ta, frica ta, panica ta, anxietatea ta, atacurile tale de panică, gândurile tale suicidale. În numele lui Iisus. Ne ridicăm în numele lui Iisus și le mustrăm aceste duhuri. Să cadă în leșin înaintea Domnului. Să stai înaintea Domnului, să spui, Doamne, adu-mi și mie eliberare. Am nevoie de brațele Domnului Iisus Hristos care să mă cuprindă. Am nevoie de lacrimile mele să le pun în burduful Lui. Am nevoie să mă bage în seamă Dumnezeu. Am nevoie să-mi dea Dumnezeu valoare. Mă văd doar un copil, mă văd neînsemnat, mă văd fără de viitor, fără de perspective. Da, lumea asta n-are perspective reale pentru viața ta. Tu n-ai speranță în lumea asta. Viața din lumea aceasta e prea efemeră să te încrezi în ea. E ca o frunză pe care o bate vântul și o ia apa dintr-o dată. Speranța ta este în Domnul Iisus Hristos. Speranța ta este marele rege. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Dacă ești în locul acesta și încă n-ai legământ cu Domnul Iisus,
Dacă ești în locul acesta și ai minim 13 ani și vrei să-i spui Domnului, Doamne, te aleg ca Domn și Mântuitor în seara aceasta. Am crezut că vin doar la deschidere de an școlar, universitar, dar a venit la o întâlnire specială, când porțile raiului se deschid în seara aceasta, să scrie în dreptul tău eliberare. Sunt aici sute de persoane care au fost mântuite de Dumnezeu. Sunt aici băieți și fete care au fost salvați, strigați din toată inima către Domnul pentru alții, se spunea, care au nevoie de eliberare. Nu uitați groapa, nu uitați gaura gropii de unde v-a scos Dumnezeu. Nu uitați de unde ați fost și ce ați fost altă dată. Și cum brațul lui Dumnezeu s-a întins spre voi, v-a ridicat din groapă, din mocirlă, din cădere, din păcate, din insuccese, pe unii din gânduri suicidale. Cineva v-a eliberat, numele lui este Iisus Hristos. Stric pentru acest nume, înălțat să fie numele Lui. Înălțat să fie numele Lui. Binecuvântată să fie stânca mântuirii noastre. Liberatorul, vindecătorul, restauratorul, răscumpărătorul, Domnul Iisus Hristos este numele Lui. În timp ce stai cu ochii închiși și frații în cercetarea Domnului, mijlocesc prin credință pentru tine, dacă vrei să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos, dacă vrei să-i spui Domnului, Doamne, te aleg ca mântuitor personal, vreau să se producă în viața mea nașterea din nou, vreau să se transforme viața mea radical, vreau o nouă viață, fă un semn discret cu mână dreaptă ridicat. Oriunde ești, Dumnezeu să te binecuvintezi. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva care are nevoie de eliberare, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și pe tine, aleluia lui Dumnezeu. Mai multe suflete care au ridicat o mână, mai sunt și alții, zice Duhul Domnului. Cercetarea Domnului trece printre tine, pe lângă tine, pe lângă sufletul tău. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna Lui la ușa ta n-are să mai bate. Este seara ta de eliberare. Este seara ta de descătușare. Este seara ta în care se poate produce o naștere reală din nou. Viața ta să fie schimbată radical. Ultimată te mai întreb, dacă vrei să-ți predai viața Domnului și încă n-ai ridicat o mână dreaptă, ridică mâna dreaptă înaintea Domnului și zi, Doamne, iartă-mă și pe mine, Dumnezeu să te atingă și pe tine, Dumnezeu să-ți scrie iertare și în dreptul tău, aleluia, aleluia Domnului Iisus Hristos. Aici sunt suflete prezente, botezate în apă, dar care de o vreme au coborât pe trepte spirituale tot mai jos. Rugăciunea nu mai e rugăciune, cântarea nu mai e cântare, Biblia nu-i mai Biblie, părtășia nu-i mai părtășie, prezența Domnului pentru ei e tot mai rece. Sunt ca Petru altă dată, care îl urma pe Domnul Iisus Hristos de departe. Și rapid a fost introdus într-un mod greșit, printr-o scurtătură, în curtea marelui preot. Ioan a pus o vorbă bună pentru el. Mai bine n-ar fi pus niciodată. Ai grijă unde intri. Ai grijă cu cine vorbești. Ai grijă ce anturaj ai. Ai grijă ce gândești. Ai grijă ce vizionezi. Ai grijă ce asculți în căștile tale. Orice muzică infectă să fie aruncată afară. Amin. Orice imagine murdară să fie dată afară. Orice lucru murdar din casa ta, din viața ta să fie dată afară. Dacă vrei să te rededici Domnului în această deschidere de an școlar, să spui Domnului, Doamne, nu numai 2024-2025, din seara aceasta toată viața mea te urmez. Vreau să trăiesc pentru numele Tău, pentru gloria Ta, Doamne. Vreau să umplu milimetric pe drumul Tău. Vreau să fiu ucenicul Tău, cum se spunea. Vreau, Doamne, să Te urmăresc și să Te imit în fiecare zi. Vreau să simt prezența Ta. Dacă Te rededici Domnului, ridic o mână stângă înaintea Domnului și zic, Doamne, ai milă și de mine, ai milă de viața mea. O să pun acest stativ la mijlocul scenei aici și o să vă rog să faceți curaj. Cei ce ți-au predat Domnului pentru mântuire să vină în partea dreaptă a stativului, să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai nevoie să-ți predai viața Domnului, vino aici și îngenunchează. Dacă încă n-ai legământul cu Domnul, te aștept aici, o să ne rugăm special pentru tine. Dacă te-ai dedicat Domnului o altă dată, dar acum te-ai rededicat să vii în partea stângă acestui stativ, Domnul e prezent aici. Dacă ești încă într-o stare în care ai nevoie de Domnul, dacă nu ești botezat în apă și ai nevoie de vindecare fizică, simt cum Domnul trece printre rânduri. Poate e nevoie de cineva în casa ta care să fie vindecat. Poate e nevoie de cineva în familia ta să aibă o intervenție supranaturală. Poate te-ai obișnuit cu religia și cu formele religioase. Vino și îngenunchează înaintea Domnului dacă ai nevoie de rugăciune, chiar pentru vindecare fizică. Nu trebuie să spui boala ta la nimeni. Spune-i Domnului Iisus Hristos. Intrăm cu toți în rugăciunea asta. Cine s-a predat Domnului pentru mântuire vine în partea dreaptă și ceilalți vin în partea stângă. Îngenunchează toți în fața Domnului, nu în fața oamenilor, nu în fața unui om, nu în fața mea, în fața lui Dumnezeu. Botezat în apă, vii în stânga. Nepotezat în apă, vii în dreapta. Nu mă interesează câți veniți în seara asta. Nu contează cât trecem după ora 9. Vreau să pleci de aici eliberat. Vreau să pleci de aici eliberată.
Vreau să fie atinsă de puterea lui Dumnezeu. Repet cântarea mea. Vreau să nu mai ai gânduri negre. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Vreau să cadă lanțurile de pe viața ta. Vreau să pleci liberă, liber, în numele lui Iisus. Intrăm cu toți în rugăciune. Aleluia.